fost la un loc, teologie, istorie și iată multă artă. Și adresez și eu din partea conducerii facultății mulțumiri pentru frumosul eveniment care s-a putut construi în spațiul facultății noastre, într-o sală cu nume reper, Gheorghe Coman, spunea părintele coleg, părintele Gheorghe, Ioan Gheorghe Coman, unul dintre cei mai mari patrologi, unul dintre cei mai autorizați autori în ceea ce privește viața, opera, trăirea, spunea un text vechi, petrecerea Sfinților, viața și trecerea lor prin lume. A fost un act de excepțională valoare artistică. Mulțumim doamna Elena Murariu pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o. Spuneam dimineața studenților și eu impresionat fiind de prezentarea pe care ați făcut-o acum câțiva ani la Răzduirea lui Brâncovean, în 2014. M-a frapat teologia care stă în spatele a ceea ce creați. Adică nu e un act pur și simplu de viziune de moment, ci are în spate o construcție foarte solidă. Multă literatură, enciclopedie teologică, ceea ce s-a putut vedea și să vede și astăzi. Și vă mulțumim foarte mult. Închei cu totul, cu părerea de rău, că ar mai fi putut vorbi și alții și mi-ar fi plăcut lucrul acesta, dar nu vreau să abuzăm de răbdarea dumneavoastră. Suntem la sfârșitul unei zile care implică ore, muncă didactică, sunt în sală profesorii care sunt de dimineață aici, de asemenea studenții noștri care sunt la ore de dimineață. Și țin să le mulțumesc pentru faptul de a fi venit și de a-și fi prelungit ziua să rămână în continuare cu noi pentru a prăzdui cumva, pentru a face acest parastas despre care foarte bine, la care foarte bine se referea părintele coleg. Și închei cu această părere de rău că nu mai pot vorbi și alții, sunt două ore împlinite totuși, adresez mulțumirile întregii conduceri prea fericitului părinte Patriar și preasfințitului părinte Varlam Proieșteanul, care ne este foarte apropiat, dânsul, însuși fiind cadru didactic, condiția, să spunem, a doua condiție după aceea de ierarh, de arhiereu, este aceea de profesor universitar și ne face bucurie să-l avem întotdeauna în mijlocul nostru. Mulțumim, iubitor de poezie, iubitor de frumos, da, sigur, de literatură bună, lucruri care deja se cunosc. Mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp preasfinția voastră și transmiteți urările noastre de bine acum în preajma Crăciunului Preafericitului Părinte Patriar și mulțumirile noastre pentru aceea de a se fi gândit să vă trimită în mijlocul nostru. Este foarte important că a putut fi astăzi, în seara aceasta, împreună, să prăzduim împreună, așa cum spuneam. Sectorului teologic trebuie să mulțumim aici, pentru că, vedeți bine, pe afiș figurează sectorul teologic, al cărui conducător este părintele nostru coleg, părintele conferențiar, doctor Nicușor Beldiman. Este unul dintre cei mai activi membri ai conducerii facultății. Omul care este grabnic ajutător, grabnic săritor și, iată, și grabnic întemeietor de evenimente frumoase, pentru că trebuie să vă mărturisesc, chiar dacă eu sunt vorbitor acum, vi se datorează foarte mult din ceea ce am reușit să facem în această seară. Mulțumim foarte mult, părinte consilier, părinte coleg și profesor, și, încă o dată, părintelui Holbea, ale cărui era să spunem misiuni, dar deja devin niște emisiuni, manifestări devin atât de cunoscute, aici se construiește un pol de putere duhovnicească, un pol de condiție spirituală în Facultatea de Teologie și o dorim cumva ca, fiind ieșită în lume în felul acesta, să vă aducem aici împreună cu noi, pentru că vă promitem, vom mai face astfel de evenimente în anul care urmează, în lunile care urmează. Părintele profesor Holbe este foarte activ și harnic în domeniul acesta. Am interconduce și un cerc, Simeon, noul teolog, un cerc de literatură și adună pe lângă dânsul, adună alături aici, în facultatea noastră, oameni de condiție literară, artiști, literați și pentru aceasta trebuie să-i mulțumim. Sunt multe încă de spus, firește, deci vom avea și nu ezit să vă spun în acest punct, pentru că noi am mai fi avut și niște colinde de cântat, dar pentru că a fost totuși acest moment, am zis să rămânem la acest moment și să dăm această mărturie a plecării noastre către jertfa celor care
au considerat că trebuie să se întâmple așa ca noi să fim astăzi cu adevărat liberi. Pentru aceasta însă, colindele, să știți că vor fi săptămâna aceasta la orele 6 vineri, 13 decembrie, la orele 6 seara, avem aici concert tradițional, un concert de colinde al facultății noastre. Și nu mai spun decât atât, este tradițional pentru că înainte de 89, colinde nu se puteau asculta în București, vorbim de București, nu știu ce se întâmpla în celelalte părți ale țării, dar cu siguranță se întâmpla la fel, nu se puteau audia colinde, vă aduceți bine aminte, cei care aveți cel puțin vârsta noastră, nici la radio, nici la televizor, mai umblau colindătorii pe stările blocurilor, dar colinde, așa cum se cântau la facultate de teologie, cu un grup de 200 de coriști, nu se puteau auzi nicăieri. Noi înșine am făcut parte, toți aceștia care suntem azi în fața dumneavoastră, din acest grup coral foarte extins, care iată, astăzi își continuă tradiția și, ca urmare, vineri, continuăm această tradiție. Acum, slavă Domnului, sunt foarte multe grupuri, sunt de bună calitate, se continuă această tradiție a colindelor pe care am întreținut-o vreme de 45-50 de ani, în vreme de secetă comunistă, de secetă spirituală, am întreținut-o facultate de teologie și mă bucur să pot spune lucrul acesta astăzi. Deci, vineri, la orele 6, vă așteptăm într-o sală care s-ar putea să fie ceva mai mare, jos la parter, acolo se va desfășura acest tradițional concert de colinde, la care din nou vom fi prezenți și noi, profesorii, cadrele didactice, dar și studenții noștri, o parte pe scenă, la altă parte înăuntru în sală, alături de dumneavoastră, cei care considerăm că ne iubiți. Vrem să vă urăm cu acest prilej, chiar dacă mai sunt nu foarte multe zile până la cinstita sărbătoare a nașterii Mântuitorului Hristos, sărbătorile să vă fie cu bucurie, sărbătorile să vă fie pline de har, de pace, de liniște, și într-un mulți ani. Amin.